Tommy la ferma de păsări. În fiecare dimineață, odată cu primele raze de soare, cocoșul se pune pe cântat. Cucurigu! 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 La auzul glasului său atât de frumos, toate păsările din gospodărie ies în curte și nu uită să-i mulțumească pentru că a avut grijă să le trezească. Chiar și lui Tommy îi place tare mult să-l asculte. Într-o zi, pe când ieșiră împreună să se plimbe prin o gradă, Tommy și cocoșul au găsit un ou lângă gard. Dar ce ou! Nu mai văzuseră niciodată unul atât de mare. Ce-o mai fi și asta? A întrebat nedumerit cocoșul. Bine, este un ou, asta am văzut și eu, dar privește și tu cât este de mare. Ce pasăre să-l fi ouat? Că doar n-o fi găină. Tommy nu i-a răspuns, nici el nu știa. Cocoșul a povestit în stânga și în dreapta ce ou mare a găsit. Curioase, toate păsările au dat fuga să vadă și ele minunea. Apoi cocoșul spune, de văzut l-ați văzut, acum vreau să știu cine-l clocește. Însă, nicio găină, nicio curcă, gâscă sau rață nu a fost dornică să facă una ca asta. Așa, nu vreți, a spus cocoșul supărat. În acest caz am să-l clocesc chiar eu. Hotărât, cocoșul a rostogolit oul până în hambar. L-a așezat pe o grămadă de paie și s-a cocoțat pe el. La început, găinile au râs. Ia te uită, cocoșul nostru va fi cloșcă, râdeau ele. Dar când au văzut că nu e glumă și cocoșul nu are de gând să se dea jos de pe ou, s-au supărat. Și pe noi cine o să ne mai trezească dimineața? Veți cânta voi, le-a răspuns moroconos cocoșul. Peste câteva zile, cocoșul s-a dat jos de pe ou și a plecat să bea apă. Când s-a întors, ia oul de unde nu-i. A ieșit în fugă din cuibar și a privit în stânga și în dreapta. Ce să vezi? Pe cărare, ceva mai departe, mergea un ou cu picioare. Puiul reușise să spargă oul, doar că să iasă picioarele afară și pornise la plimbare. Puiule, așteaptă! Am să te ajut să ieși din nou! Cocoșul l-a ajutat pe pui să spargă coaja și să iasă din nou. L-a privit lung și l-a îndrăgit imediat. Puiul, văzând câtă grijă are cocoșul de el, și-a spus că acesta e tatăl lui. Așa că a început să-l urmeze peste tot. Puiul îl depășea cu mult la înălțime pe cocoș, iar găinile se tăvăleau pe jos de râs. Puii de găină, care ieșiră și ei din ouă, i-au dat târcoale de vreo două ori, după care au hotărât că sunt frați și l-au luat la joacă. Nimeni nu știa ce fel de pasăre e puiul acesta, pentru că nimeni nu auzise vreodată de struț. Într-o zi, un vulpoi a ieșit din codru și l-a înhățat pe cocoș. Te salvez eu, tată! A strigat puiul. Când a văzut pasărea uriașă care alerga spre el, vulpoiul a lăsat cocoșul și a fugit. Din ziua aceea, cocoșul se lăuda peste tot cu puiul lui și toate păsările din curte l-au îndrăgit. Dacă v-a plăcut clipul, dați un like și abonați-vă! Noapte bună, copii!